Marți au fost porți deschise la poliția locală Râmnicu-Vâlcea. Ca în fiecare an, de praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, polițiștii locali din Râmnicu-Vâlcea sărbătoresc ziua poliției locale. La evenimentul Porți Deschise, desfășurat marți între orele 10 și 12, la sediul Direcției Poliției Locale din Calea lui Traian, numărul 94, au participat 10 de elevi de la școli și grădinițe din oraș, cărora li s-au prezentat autovehiculele de intervenție din dotare, precum și echipamentul folosit de polițiștii locali. De aproape 4 luni, Monica Malvina Nicu deține funcția de director interimar al Poliției Locale Râmnicu-Vâlcea, fiind singura femeie din România care conduce o poliție locală. De aproximativ 4 luni sunt în această funcție. Deocamdată este o funcție de director interimar. Eu sincer nu-mi doresc. Consider că atunci când ai stabilitate și știi că ești director pe mai mult timp, pe perioadă nedeterminată, la un moment dat, cred că, cel puțin așa am observat din practică, dacă ți-ai văzut saci în căruță, poate nu mai muncești atât de mult și mi se pare mai provocator să fii pe perioadă determinată și să dai toată silința, să dovedești că ai aptitudinile necesare. În poliția locală suntem ca și înainte de aceste 4 luni, am fost șef serviciu în cadrul unui serviciu din Direcția Poliției Locale. Nu știu dacă știți, Direcția Poliției Locale a devenit direcție de anul trecut din mai și de atunci ne-am unit, pot să zic așa, cu Poliția Locală. Am lucrat de 15 ani în cadrul instituției primăriei într-un serviciu de control. Am fost și eu agent constatator, am fost printre oameni, am dat și eu sancțiuni, cred că și anul trecut am dat ultimele sancțiuni. Îmi place în general să fiu foarte organizată și să lucrez cu o echipă. Am întâlnit aici o echipă foarte bună. Anul acesta am reînnoit echipa, sunt oameni tineri, până în 35, maxim 40 de ani și eu cred că rezultatele sunt mulțumitoare până acum și sper să excelăm. Îmi doresc foarte mult ca polițiștii locali, în special cei de la ordine publică, să fie printre oameni și să fie vizibili și să fie văzuți pe patrulă pedestră, adică pe jos, să-i vedem pe străzi, pe trotoare, în parcuri, printre oameni, pentru că ăsta este rolul nostru și prin legea 155, printre altele, trebuie să-i prevenim, să-i informăm și totodată să-i și sancționăm. Eu sunt de părere că fără sancțiuni nu ne putem educa. Nimeni în Europa nu s-a educat doar așa că au considerat ei, cred că tot prin sancțiuni s-au educat. Din păcate, în România treaba se face tot cu biciu și cu legea aspră. Asta este. Suntem singurul municipiu sau singur oraș din România care avem o astfel de hotărâre de Consiliu Local, amenzi de 2500 de lei maxim pentru aruncarea gunoaielor pe stradă, gunoi însemnând inclusiv un chiștoc aruncat din țigară, un pet, o sticlă, o pungă, orice altceva. Au fost aplicate câteva amenzi de poliția locală, lumea a înțeles și văd că numărul celor care erau certați cu disciplină în acest sens a scăzut. Polițiștii locali, dar și executivul primăriei Râmnicului sunt mulțumiți de modul în care Monica Malvina Nicu conduce această direcție. Să știți că este un lucru bun. Nu cred că diferența de sex poate să facă vreo deosebire. Important e capacitatea omului, da? Și chiar mergem din ce în ce spre mai bine cu doamna director. Noi suntem mulțumiți, s-au făcut și achiziții în plus și colegii mei la fel, sunt foarte mulțumiți. Nu putem să spunem că ne deranjează că avem o doamnă director. Noi ne-am bucurat foarte mult. Doamna director, Monica, pot să spun că dintre toți directorii este singura directoare care a pus liniște în această instituție și ordine. Noi sperăm să o copiem, eu cel puțin o copiez, îmi place foarte mult, ne sprijină, ne ajută, ne înțelege, tot timpul este alături de noi, tot timpul cu telefonul deschis, orice problemă, la orice oră, ne îndrumă și asta ne face să mergem mai departe. Ne simțim în siguranță, faptul că discut cu o femeie, eu fiind femeie, este altceva. Doamna director tot timpul ne întreabă, deci tot timpul ne întreabă, tot timpul ne cere părerea, niciodată noi nu luăm decizii de capul nostru și noi suntem foarte, foarte mulțumiți. E greu ca femeie în trafic?
Nu este, mie îmi place. Eu nu mă văd făcând altceva, deși meseria mea este jurist, am fost și educator, am fost de toate. Nu, nu mă văd făcând altceva, chiar îmi place această meserie. Și cum v-ați oprit la poliția locală? M-am oprit pentru că mi-a plăcut. Soțul lucrează în structură, tatăl meu a lucrat în structură și mie îmi place foarte mult această meserie. Îmi place strada, îmi place, iubesc foarte mult ceea ce fac. Mare încredere reprezintă. O cunoaștem foarte bine pe doamna Monica Nicu, că despre ea e vorba, șefa poliției, directoarea poliției locale. Este o doamnă cu multă experiență, a lucrat în primărie sau lucrează în primărie de foarte multă vreme, a lucrat în cadrul corpului de control, deci cunoaște foarte multe probleme cu care municipalitatea se confruntă în diverse nivele, de la disciplină în construcții până la verificarea agenților economici. Am încercat mai multe variante de-a lungul ultimilor ani și se pare că asta este cea mai bună. Avem mare încredere în doamna Nicu și suntem siguri că va duce poliția locală acolo unde cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea așteaptă. Noul director al poliției locale Râmnicu-Vâlcea recunoaște că îi este greu ca femeie să lupte cu mentalitatea subordonaților, care au avut până acum doar șefii bărbați, însă este decisă să meargă înainte. Da, este greu. Este greu, de ce să nu recunosc? Este greu, ne luptăm și cu niște mentalități. Vă dați seama, 85% din personal sunt bărbați, au avut conducători numai bărbați, dar cred că facem ordine și cu ei. Reușim să-i punem la punct pe cei indisciplinați. Cine își face treaba, nu are probleme. Cine nu își face treaba, va răspunde. În acest moment, poliția locală din Râmnicu-Vâlcea are 118 angajați, majoritatea dintre ei având cursuri de specializare susținute la Slatina. 274 de milioane de lei fonduri europene pentru infrastructura rutieră, medicală, educațională și socială din județele Dolj, Vâlcea și Mehedinți. Prezent la Râmnicu-Vâlcea la începutul acestei săptămâni, ministrul dezvoltării regionale, Daniel Suciu, a semnat contractele de finanțare pentru 7 proiecte întocmite și depuse de mai multe primării din Oltenia, în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Dintre aceste proiecte, 2 vor fi implementate în județul Vâlcea. Este vorba despre extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal din Drăgășan și modernizarea unor instituții de învățământ culturale și recreative din Bălcești. Este, cred că, una dintre cele mai importante zile pentru ministerul meu vis-a-vis de ceea ce înseamnă program operațional regional. Astăzi este o zi foarte importantă pentru că, pe lângă aceste contracte de astăzi, din această dimineață, prima parte a zilei, și la DEVA, în județul Hunedoara, va mai urma încă o sesiune de, dacă vreți, de semnarea unor contracte foarte importante și trag foarte tare, chiar foarte tare, ca ultimul euro alocat programului operațional regional pentru România să fie contractat și cheltuit în beneficiul românilor. Pentru că și vâlcenii și toți românii merită mult mai mult decât ură și dezbinare. Merită performanță și eu sunt acasă într-un municipiu și într-un județ unde performanța este la ea acasă. Primăria orașului Drăgășani a atras prin proiectul depus pe programul operațional regional 2014-2020 peste 10 milioane de lei pentru extinderea ambulatoriului, reconfigurarea cabinetelor medicale de la parterul Spitalului Costache Nicolescu și dotarea acestora cu echipamente noi. Spitalul din municipiul Drăgășani va primi, va avea alocări de fonduri extrem de importante. Salut prezența alături de mine a unui om, subliniez, la care o țin foarte mult, primarul municipiului Drăgășani, Cristian Nedelcu. Nu pot să nu vă spun pe scurt că este vorba despre 12 cabinete, 2 spații de imagistică, lucrări la clădire, dar nu voi intra în toate detaliile pentru că ar fi, de altfel, o mare bucurie pentru mine. E o satisfacție că facem și modernizăm și spitalul din Drăgășani. Vreți să spui două vorbe? Ce să zic? Faptul că sunteți aici și domnule vicepremier, am mai semnat odată în compania domnului Blaga, sigur, cu etapa director Bogdan. Este o onoare. Sunt scump la vorbe, dar cu ocazia asta doresc să-mi felicit compartimentele de specialitate din cadrul primăriei Drăgășani, care s-au ocupat, se ocupă și se vor ocupa în continuare și de implementare, că acesta este momentul festiv și cel mai frumos. Greutatea începe la implementare, când
ne lovim de diverse lucruri neprevăzute. De asemenea, felicit Consiliul Județean, care se ocupă atât de infrastructura rutieră, așa cum am fost vorba, inclusiv de sănătate, inclusiv de învățământ. Iar profesionalismul personalului de la ADR, am spus-o de atâtea ori, o reiterez și cu ocazia asta vă mulțumesc pentru ceea ce se întâmplă acum. Să mă că aveți mână bună la miniștri. Felicitări, domnule primar. Și primăria orașului Bălcești a reușit să spargă gheața și să acceseze aproximativ 5 milioane de euro de la Uniunea Europeană prin programul operațional regional 2014-2020. Banii europeni vor fi utilizați pentru modernizarea a două școli din localitate, precum și pentru îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Bălcești prin modernizarea căilor de acces. Da, sunt bucuros că m-am aflat astăzi alături de domnul vicepremier Daniel Suciu, alături de domnul președinte al Consiliului Județean, de doamna director executiv, doamna Marina Lăbodianu. Împărtășim această bucurie cetățenilor din localitatea Bălcești, din orașul nostru. Când o să ajung acolo, o să le transmit vestea cea bună. Este un proiect integrat pe partea educațională, cultural, artistică, și de infrastructură rutieră. Este primul proiect la noi de această anvergură de aproximativ 5 milioane de euro. În continuare ne o zbate, spunem așa, pentru a implementa și alte proiecte, a face alte proiecte pentru dezvoltarea comunității noastre. Investiții importante cu fonduri europene vor fi realizate și la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea. Suma de 16 milioane de lei va fi alocată prin programul operațional regional 2014-2020 pentru modernizarea ambulatorului de specialitate ce funcționează în cadrul cele mai mari unități medicale din județ. Banii au fost atrași de Consiliul Județean Vâlcea, iar contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale urmează să fie semnat în scurt timp. Mi-aș fi dorit foarte mult să mai semnăm ceva la Râmnicu-Vâlcea, dar se va întâmpla și va trece și această perioadă și mă voi întoarce la Râmnicu-Vâlcea pentru că am o datorie de onorat pentru acești oameni minunați. Spitalul și finanțarea pentru spitalul din Râmnicu-Vâlcea, o investiție pe program operațional regional de 3,8 milioane de euro. Și se va întâmpla. După cum știți, urmează ca prin Compania Națională de Investiții să facem din spitalul vechi, cel în care s-a filmat filmul Mere Roșii, și unde vom investi, iată, 426 de miliarde de lei vechi, și nu va mai fi spitalul vechi, va fi spitalul nou și modern. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are acea parte, pe care dumneavoastră o cunoașteți, de ambulatoriu, în care nu s-au investit bani. Și atunci sunt aproximativ, eu folosesc cifrele astea, lei vechi, îi folosesc și pe cei noi, 16 milioane de lei noi, peste 160 de miliarde de lei vechi vor fi investiții în ambulatoriu de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Mi-aș dori foarte tare ca proiectul pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea să-l semnăm săptămâna aceasta. Așa mi-aș dori eu. Pentru că merităm și pentru că suntem cu documentația absolut gata. Vrem ca banii în spital să fie investiți pentru că e păcat. Avem unul dintre cele mai frumoase și moderne spitale din această parte a țării, iertați-mă că vă spun. Încercăm, avem RMN, avem aparatură, nu mai am trecut peste 130 de miliarde de lei vechi, hai să modernizăm și ambulatorul. Am muncit foarte mult cu colegi pe care unii sunt în sală, alții sunt în birou și muncesc și acum. În Mais, Mis, în această, iertați-mi, carte de căpătâi a proiectelor și a încurcăturilor, am muncit cu toți colegii tot weekendul. Am văzut colege cu copiii după ele, săraci, pentru că n-aveau cu cine să-i lase acasă. Oameni care au stat până la 12 noapte, inclusiv eu. Proiectul întocmit de Consiliul Județean vizează modernizarea clădirii ce aparține Spitalului Județean de Urgență, în care funcționează în prezent cabinetele pentru aproape toate specialitățile medicale și care nu a fost prinsă în proiectul de reabilitare finanțat de Uniunea Europeană în anul 2011.
Deputatul Cristian Buican insistă la guvern pentru drum expres între municipiul Râmnicu-Vâlcea și autostrada Sibiu-Pitești. Prin intermediul unei interpelări, președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, solicită ministrului transporturilor urgentarea procedurii privind documentația necesară pentru realizarea unei legături rutiere la nivel de drum expres între municipiul Râmnicu-Vâlcea și autostrada Sibiu-Pitești. În primăvara anului 2018, Ministerul Transporturilor îi răspundea parlamentarului Cristian Buican la una dintre multiplele interpelări. Răspuns care sună astfel. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are în pregătire documentația pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul elaborare, expertiză tehnică, studiu de fezabilitate și proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire, drum de legătură autostrada Sibiu-Pitești-Ticveni și municipiul Râmnicu-Vâlcea, obiectiv care este asimilat secțiunii 6 autostrăzii Sibiu-Pitești. Buican spune că de peste un an reprezentanții Ministerului Transporturilor bat pasul pe loc privind această importantă investiție pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea și chiar pentru întreg județul Vâlcea. Deputatul Cristian Buican a mai solicitat ministrului Răzvan Cuc lămuriri și cu privire la discrepanțele dintre declarațiile publice ale reprezentanților Ministerului Transporturilor sau ai CNAIR SA și documentele oficiale. Astfel, în timp ce responsabilii guvernamentali afirmă public că secțiunile 1, 4 și 5 ale autostrăzii Sibiu-Pitești au termen de finalizare anul 2024, comunicatul oficial al CNAIR SA din data de 17 aprilie 2019, intitulat Pregătirea proiectului de autostradă Sibiu-Pitești și construcția secțiunilor 1, 4 și 5, menționează că durata proiectului construcției celor trei secțiuni, ce însumează peste 54 de kilometri de autostradă, este de 104 luni, adică 8 ani și jumătate, ceea ce înseamnă anul 2027, cel mai devreme, susține deputatul Cristian Buican. Cei de la PSD continuă să bată pasul pe loc cu autostrada Sibiu-Pitești. Tronsonul de autostradă Sibiu-Pitești ar trebui să reprezinte prioritatea absolută în materie de construcție de autostrăzi din România, atât prin prisma documentelor programatice adoptate de țara noastră în domeniul rutier, masterplanul general de transport, cât și datorită oportunităților de finanțare pentru acest proiect din partea Uniunii Europene. Din păcate, în ciuda tuturor acestor argumente, responsabilii guvernamentali tratează acest tronson de autostradă la capitolul și altele și demonstrează o adevărată lipsă de profesionalism. Vă dau doar câteva exemple. Au uitat de secțiunea 6, legătura dintre municipiul Râmnicu-Vâlcea și autostrada Sibiu-Pitești, ceea ce reprezintă condamnarea județului Vâlcea la sărăcie. De asemenea, mint cu nerușinare cu privire la finalizarea în 2024 a acestei autostrăzi. Printr-un comunicat oficial al CNAIR, recunosc negru pe alb că secțiunile 1, 4 și 5 se vor finaliza cel mai devreme în 2027. De secțiunile 2, 3 și 6, care nici până acum nu au fost studiile făcute, nu spun nimic. Cu PSD la guvernare, nici până în 2030 nu vom circula pe această autostradă. Vă spun încă de pe acum. A declarat președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. La cererea locuitorilor din zonă, strada Straubing a intrat în reabilitare. O investiție mult așteptată de cetățenii din cartierul Goranu a fost demarată zilele acestea de primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea. Reabilitarea străzii Straubing, de multă vreme o adevărată piatră de încercare pentru orice autoturism, a debutat în forță și se estimează că va fi finalizată până la începutul lunii iulie. Lucrarea constă în frezarea asfaltului vechi și degradat pe o lungime de 1 km și 500 de metri, curățirea acostamentelor și așternerea de covor asfaltic. Municipalitatea dovedește și prin această investiție că acordă o atenție deosebită reabilitării și modernizării străzilor din cartierele mărginașe ale Râmnicului. Peste 400 de locuri sunt disponibile în acest an în școlile de jandarmi din țară. Cele mai multe, respectiv 300, vor fi scoase la concurs la școlile militare de subofițerii jandarmi din Drăgășani și Fălticeni, unde durata de școlarizare a fost redusă la un an. Cei care vor să devină angajați ai Ministerului Afacerilor Interne pot opta și pentru Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, care va scoate la concursul din această vară 70 de locuri. Perioada de înscriere pentru Academie expiră pe 24
numai în timp ce tinerii care vor să devină subofițeri își pot depune dosarul până în luna noiembrie. Indiferent de instituția de învățământ pentru care vor opta cei interesați, concursul de admitere se desfășoară în două etape. Prima etapă constă în examinarea medicală și este etapă eliminatorie. Candidații care reușesc să treacă de examinarea medicală vor fi verificați apoi din punct de vedere al aptitudinilor fizice. Doar cei care vor promova proba sportivă vor susține și examenul scris. Festivalul Tinere Talente, concert de gală. Luni seara la Filarmonica Ion Dumitrescu a avut loc concertul de gală a celei de-a 40-a ediție a Festivalului Tinere Talente. Ediția din acest an a căpătat o conotație internațională pe scena Filarmonicii Vâlcene, evoluând studenți și masteranzi ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Republica Moldova. A treia zi de Festival Tinere Talente, ediția 40, Râmnicu Vâlcea. O ediție deosebită, cel puțin din trei motive. În primul rând, pentru că calitatea festivalului a fost deosebită prin prestația și prestanța tuturor celor pe care i-am invitat, tuturor tinerilor care s-au aflat atât pe scena Filarmonicii, cât și la galeriile de artă, unde liceul din Râmnicu Vâlcea s-a prezentat foarte frumos ieri dimineață. În al doilea rând, pentru că din acest an Festivalul Tinere Talente capătă o conotație internațională prin invitarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Pentru prima dată în istoria acestui festival, dar și a existenței Filarmonicii Ion Dumitrescu, directorul Petruț Constantinescu a oferit diplome de recunoștință pentru toți cei care, nu doar cu sufletul, sunt alături și susțin Filarmonica Vâlceană, printre aceștia fiind instituții administrative, dar și firme, ONG-uri și diverse asociații. Doamna profesoară Dorina Arsenescu a reușit să polarizeze interesul mai multor personalități din lumea muzicală, în toate cursurile și concursurile muzicale organizate cu un alt profesionalism. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru această diplomă de excelență. Cred că este și un omagiu adus profesoarei mele, profesoara noastră, Irina Șațchi, care ne-a oferit un model de neegalat în cultura socială. Așa cum v-am spus, anul acesta este prima ediție. Am ales câteva personalități și câteva entități și am să închei cu familia Rotary, pe care în această seară o reprezintă Valeria Tănase, creat în urmă cu 22 de ani și urmând deviza a servi mai presus de tine însuți, clubul Rotary din Râmnicu Vâlcea se dovedește un constant susținător al performanțelor în toate domeniile. I se alătură în același demers clubul mai tânăr, Rotary Cozi. Filarmonica Ion Dumitrescu este onorată să ofere fiecărui club Rotary, diplomat de excelență. Aș vrea în numele colegilor mei de club să mulțumesc pentru această recunoaștere. Pentru că în această seară s-a amintit de câteva ori numele extraordinare și s-a revin așa. Mulți dintre noi care venim la Filarmonică suntem produsul activităților muzicale din Râmnicu Vâlcea. Și Râmnicu Vâlcea are tradiții multiple. Ne învățam și cum să privim din sală, cum să aplaudăm și cum să privim cu mâinile pianistului. Dar pentru că tradiția înseamnă și Rotary, v-a spus Petru, 90 de ani primește, tradiția înseamnă și Tinere Talente, 40, la 40-a ediție, și tradiția înseamnă tot ce este autentic și noi credem și respectăm. Până la urmă, valoarea înseamnă să respecti și să oferi. Rotary oferă și recunoaște performanța. Mulțumesc, Petru, și
Data de 20 mai acestui an a avut o triplă semnificație: 631 de ani de la prima atestare documentară a orașului Râmnicu-Vâlcea, 106 ani de la nașterea compozitorului Ion Dumitrescu și 40 de ani de când festivalul Tinere Talente aduce pe scena Filarmonicii Vâlcene tinerii talentați în interpretarea muzicii clasice. Această zi, 20 mai, s-a născut tatăl meu, compozitorul Ion Dumitrescu. Că ultima zi, încheierea festivalului nostru, se petrece chiar în această zi în care sunt 106 ani de la nașterea lui. Astăzi debutează etapa cu numărul 19 din Liga a 5-a Vâlceană la fotbal, Seria Nord. Bun găsit de la Măldărești! Aici, unde ocupanta locului al doilea în clasament, Forestierul Romani, primește vizita echipei Cernacopăceni, formație situată pe poziția a 8-a. Întâlnirea va fi condusă la centru de Elena Alisa Neață, ajutată la cele două linii de Alexandru Florian Idu și Dumitru Mihnea Roman. În turul campionatului, forestierii s-au impus în deplasare la Copăceni cu 4-0. Gazdele, acum în atac, au finalizat cu succes o primă acțiune purtată pe partea stângă de Bogdan Bulacu, cel care l-a întors de două ori pe fundașul Alin Pirici, a șutat la colțul lung și a deschis scorul. Același Bulacu, servit ideal de Gheorghe Bodescu, și-a trecut în cont dubla și a stabilit rezultatul pauzei, 2-0. La puțin timp de la startul actului secund, oaspeții au redus din handicap în urma unei centrări trimise în fața porții de Andrei Corban și finalizată de Bogdan Enea. 10 minute mai târziu, Bodescu l-a servit pe Radu Simtea, care nu putea să rateze, și gazdele au refăcut avansul de două goluri. La un corner executat de Bodescu, Ion Ciocârlan a întors balonul în fața porții, acolo unde, venit în viteză, Bulacu și-a trecut în cont a treia reușită personală și a patra a forestierilor. Ultimul gol al întâlnirii a aparținut tot gazdelor în urma unui șut al lui Cătălin Motreanu, care l-a învins pe golkeeperul Nicolae Ciochină și a stabilit rezultatul final: Forestierul Romani, Cernacopăceni, 5-1. O victorie care vă menține la un punct de primul loc. Ce ne poți spune despre meciul de azi? Un meci bun. Felicitări colegilor mei, felicitări echipei. Ne-a lipsit câțiva jucători de valoare. S-a văzut puțin. Dar am reușit să câștigăm și meciul ăsta, să facem un fotbal frumos, un joc frumos. Felicitări și adversarilor, care au prestat și un joc cât de cât bun. Urmează derbiul de la Sălătrucel. Da, un meci greu. Mai ales și cu publicul și cu toată atmosfera de acolo. Un meci greu pentru noi, sperăm să fim cât mai buni, să jucăm cât mai bine. Cum a fost pentru dumneavoastră meciul de azi? Deosebit de greu, am fost o echipă tânără, dar ne-am dorit să câștigăm și asta s-a întâmplat. Urmează derbiul de la Sălătrucel. Da, noi sperăm să câștigăm. Acum va fi mult mai greu ca aici. La acest meci l-am așteptat cu foarte mare interes, dovadă că și băieții și-au dat toată silința să facă un joc bun. N-am avut, îmi pare foarte rău că n-am avut în lot 4 jucători, care unul suspendat, iar 3 motivați din probleme personale. Acest rezultat ne menține pe podium. Încercăm ca etapa următoare să, în deplasare, să putem învinge și să ne menținem pe primul loc. Aș vrea să le mulțumesc băieților pentru devotamentul de care au dat dovadă și aș vrea să mai adaug, poate ne urmăresc și ceilalți delegați de echipe, având în vedere că săptămâna viitoare, pe 24, avem adunarea generală de alegeri. Aș face un apel la toți delegații de echipă să nu țină cont de culoarea politică, ceea ce e grav în fotbalul județean.
că politica își face loc în fotbalul și impun unii candidați care nu prea au nimic comun, adică nu au dat pentru fotbalul vâlcean mai mult nimic, nu au făcut nimic decât au beneficiat după urma fotbalului. Mă refer și la ceilalți candidați care sunt în lupta pentru președinție. Vin cu această mare rugăminte ca toți delegații de echipe să aleagă cel mai competent și cel care a făcut ceva pentru fotbalul vâlcean. Nu o să dau nume pe cine să voteze, rugămintea mea personală, dacă țin la fotbalul vâlcean și vreau să mențină în continuare cu numărul de echipe, probabil au văzut în programul celui mai competent președinte, care aș dori să fie ales, că nu vor crește taxele și baremurile în ultimii 4 ani de zile pe mandatul pe care el îl va ocupa, ceea ce aș dori cu foarte mare ardoare să fie câștigător în lupta pentru președinția JF-ului. Le mulțumesc tuturor celor care, și eu aș îndemna să vină la adunarea generală ca să putem face forumul pentru alegeri și să dea dovadă de multă, multă capacitate de a decide pe cine să aleagă președinte. Mulțumesc mult de tot, le doresc la tuturor delegațiilor de echipă multă sănătate. În etapa următoare, forestierii se deplasează la Sălătrucel pentru derbiul cu lidera Alutus. Atât de la Măldărești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bravo! Astăzi vom cunoaște 4 echipe angrenate în lupta pentru supremație și medalii în voleiul feminin românesc, Divizia Speranțe. Bun găsit de la Sibiu! Aici unde, timp de 4 zile, cele mai bune 8 echipe din țară s-au întrecut pentru a prinde careul de ași al turneului final derulat în organizarea Clubului Sportiv Școlar din localitatea situată pe malul Cibinului. După un meci maraton, echipa gazdă a pierdut în 5 seturi, semifinala cu CSS Târgoviște și astăzi, în ziua a 5-a, speră să obțină treapta a podiumului. Aceeași țintă are cu siguranță și juvenil Nicolae Titulescu Brașov, formație care în penultimul act a pierdut în 3 seturi partida cu CSM București. Așadar, vom asista la finala mică, întâlnire decisivă pentru stabilirea echipei care va intra în posesia medaliilor de bronz. Ambele formații au acces în semifinale după ce s-au clasat pe poziția a doua în grupele în care au fost repartizate. Brașovencele, în echipament alb-roșu, au pierdut în fața echipei din Târgoviște, dar s-au impus în jocurile cu Lugoj și Timișoara, cu 3-1, respectiv 3-0. De partea cealaltă, sibiencele au pierdut în fața campioanei CSM București, dar au trecut de cele 2 echipe din Moldova, CSS Bacău și Penicilina Iași. Așa se face că cele 2 eterne rivale pregătite de Marius și Dan Gheorghiță Sibiul, Monica Salcău și Viorel Raicu Brașovul, s-au duelat pentru bronzul național. Jucând așadar pe teren propriu, sibiencele s-au impus la capătul primului set cu 25-12. Actul secund a fost mult mai echilibrat, dar finalul de set a aparținut formației gazdă, care a câștigat la 19. Cam pe aceleași coordonate s-a derulat și setul al treilea, care avea să fie ultimul al întâlnirii, pentru că Sibiul s-a impus și a cucerit bronzul. Cu aurul pe masă, asta se poate spune despre partida care va stabili noua campioană a României. Rămâne de văzut dacă titlul național va ajunge la Târgoviște sau în capitală.
Campioana CSM București din echipament galben-negru și adversara sa din Târgoviște câștigaseră fără probleme jocurile din grupe. Reprezentanta capitalei s-a impus lejer în semifinala cu Brașov, în timp ce Târgoviște a tremurat serios până să prindă marea finală, pentru că Sibiul a condus cu 2-1 la seturi, dar în cele din urmă oaspetele au întors rezultatul. Bucureștencele au dovedit încă o dată că își merită titlul de campioană și au respectat blazonul și s-au impus în 3 seturi, doar în ultimul având ceva emoții spre final, când scorul era egal 22. Aurul pleacă așadar în capitală, la Târgoviște ajunge argintul, bronzul rămâne la Sibiu, în timp ce juvenil Nicolae Titulescu Brașov completează acest veritabil careu de aș. Ce poți să ne spui despre acest turneu? Acest turneu a fost unul frumos, mă bucur că am ajuns în primele 4 din toată țara, am muncit pentru acest loc și mă bucur că ne-am atins scopul. Acest turneu a fost unul foarte greu, însă frumos, ne-am luptat pentru orice punct și mă bucur chiar și de locul 4 pentru că este un loc foarte bun. A fost un turneu greu, tensionat și ne-am luptat pentru orice punct. Un campionat greu, cu meciuri grele, dar ne bucurăm că am reușit măcar pe locul 4 să ajungem. Acest turneu a fost un turneu frumos, chiar dacă ne-am clasat pe locul 4, este un loc foarte bun pentru noi și sunt foarte mândră de colegele mele. A fost un turneu frumos, dar în același timp și greu. Mă bucur că am ajuns aici, dar știu că se putea și mai bine. Păi, mă bucur că am participat la acest turneu. Îmi pare rău și îmi cer iertare fetelor că am avut greșeli, dar le-am și ajutat cum am putut și sunt mândră de noi că am ajuns până aici. A fost un turneu foarte frumos și mă bucur că am luat locul 4, pentru că este un loc foarte bun și am reușit să fim o echipă. A fost un turneu foarte dificil, în care toate am învățat multe lucruri noi și suntem mândri că am ajuns locul 4. Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem pe un loc cât mai sus, că nimeni nu reușea să crea, că nimeni nu credea în noi. Sunt extrem de fericită că am reușit să luăm locul 4, doar că din punctul meu de vedere ar trebui să lucrăm mult mai mult la lucrul în echipă și la comportamentul nostru față unele de celelalte. Am jucat niște meciuri foarte grele cu niște echipe foarte bune. Ne bucurăm că am reușit să ajungem locul 4, dar se putea și mai bine. Anul viitor o să fim mai pregătite și o să vrem să luăm locul 1. Câteva concluzii despre acest turneu. Acest turneu de la Sibiu, turneul final de speranțe de la Sibiu, un turneu foarte bun, un turneu în care am avut jocuri frumoase, bune, un turneu în care noi, Juvenil Brașov, am terminat pe locul 4. Eu sunt mândră de acest loc, de aceea și felicit întreaga echipă, toate fetele, pentru că este munca lor. Se putea și mai bine, dar nu avem de ce să dezamăgim și nu avem de ce să dăm în spate, pentru că avem copii frumoși, avem copii tineri care pot face performanță. De aceea, în toată această activitate a noastră pe care am avut-o, și turneul final de cadete, și turneul final de speranțe, chiar și turneul final de minivolei care îl vom avea săptămâna viitoare, ne-a adus aici, pentru că acei oameni care sunt lângă noi, doamna Ileana Nicolae, domnul Florin, domnul Dan Pahoiu și toți ceilalți oameni de bine pentru sportul juvenil sunt alături tot timpul de noi, ne ajută, ne sprijină, totodată nu numai ei și foarte mulți părinți care sunt pe lângă noi și care permanent sunt alături de noi, ne sprijină, ne încurajează și ne dă o putere. Sunt un om fericit. Sunt un om care mă bucur pentru ceea ce am realizat noi, Clubul Juvenil, și de aceea eu, antrenor Monica Salcău, președintele Raicu Viorel, mulțumește tuturor sponsorilor care ne-au ajutat, tuturor părinților care ne-au susținut. Eu în mod special mulțumesc fetelor pentru ceea ce au făcut și fac în continuare pentru Clubul Juvenil. Acest an competițional 2018-2019 pentru clubul nostru
un club care rezistă din sprijinul părinților și a celor care ne ajută. A fost un an competițional foarte bun. Un an competițional în care am putut realiza 3 turnee finale. Un an competițional în care de la cea mai mică până la cea mai mare ne-a adus satisfacție și bucurie. Locul 6 la cadete e o bucurie și o satisfacție pentru că e foarte bine. Locul 4 la Speranțe iarăși este un lucru foarte bun. Sunt mândră de acest lucru, le felicit pe fete pentru că am pornit la drum cu vreo 50 de echipe. Să fim în primele 4 din țară este foarte bine. Să fim în primele 4 cu fetițe din categoria de minivolei și Speranțe iarăși este un lucru foarte bun. Iar săptămâna viitoare la turneul final de minivolei, Dumnezeu va fi poate cu noi și poate vom reuși și mai mult. Încă o dată mulțumesc părinților, mulțumesc tuturor celor care sunteți cu noi și vă mulțumim dumneavoastră, dragi sponsori, și așteptăm că suntem totuși un club care avem nevoie pentru copii de sprijinul dumneavoastră. Haideți să ajutați sportul juvenil și mai ales Clubul Juvenil Brașov. Așa a decurs spectacolul sportiv oferit de Speranțele Voleiului Feminin Românesc. Atât de la Sibiu, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.